Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La o vârstă la care trebuie să începi mai de devreme, cred. Zici? Da. Trebuie să faci... De fapt, ai timp. Trebuie să faci câteva doctorate și facultăți suplimentare. Obligatoriu trebuie să ai master de asta, nu? Trebuie să ai în anumite instituții, nu la oricare. Da. Trebuie să fii conservă, cum se spune. Dacă nu ești conservă, îmi pare rău. E mai greu. Și mai e o problemă. Mandatele astea, ele se schimbă tot timpul, știi, ca să nu adormi prea mult în același loc. Oamenii aceștia nu au mandate prea lungi în astfel de sinecuri, pentru că e cerere mare. Dar e adevărat, pleacă dintr-una, se duc într-alta. Cum era doamna aia bibliotecară, de duseseră, de zicea, exact. Era nemulțumită. Ea nu știe ce e cu... Era o doamnă bibliotecară, atunci trebuia să fie în Consiliul de Administrație la un șantier naval. Asta, da. Și ea a fost singură, a fost cinstită, a zis că ea nu se pricepe. Și eu aș fi zis, că... aia... fi deranjat asta să mă duc pe la șantierul naval. Structura CIFGA, de pildă, a fost modificată de 10 ori între 2007 și 2020. Avea inițial 13 membri, dar pentru că era cerere mare, a tot crescut. Acum a ajuns la 17 membri. Citez. De ce tot crește? Adică de ce crește acum ultima dată? Potrivit unor surse Press Hub, publicația presha.ro, din cadrul coaliției aflate la guvernare, suplimentarea locurilor s-a negociat la nivel politic. Evident, între Lucian Bode, secretarul general al PNL, fost ministru de interne, și Marian Neacșu, trimisul special al premierului Marcel Ciolacu, la astfel de discuții. Astfel, PNL ar urma să ajungă în CIFGA cu două personaje care se luptau pentru același post. Motiv pentru care a fost suplimentat numărul, ca să ajungă la toată lumea. Da. De ce să ne întristăm? Mai bine un cântec vesel să cântăm. Cât sunteți? Doi pe un loc? De ce să fie competiție de asta? Păi nu suntem noi colegi de partid. Punem două locuri. Ce dăm de la noi? Nu? Câți bani primesc de la contribuabilii români acești oameni? Fiecare câte 20% din salariul președintelui Exim Bank. Poate n-ați auzit de dânsul. Îl cheamă Traian Halalai și este președinte la Exim Bank din 2012. Mandat lung, frumos. Potrivit declarației sale de avere, că trebuie să depună declarație de avere, dânsul a încasat anul trecut un venit de 1.031.664 de lei. Cam 208.000 euro anual, adică lunar. A încasat circa 85.972 de lei. Punem 86.000. 17.300 și ceva de euro. Lunar. Președinte de bancă, tati. Da, frumos. Dar dânsul este și membru la CIFGA. Am mai discutat despre asta, despre cum domnul guvernator Mugurisărescu ia odată salariul de guvernator în funcție, odată pensie de guvernator pensionar și odată indemnizație de membru în Consiliul de Administrație al BNR, unde este ca guvernator. E membru? E da. Așa și dânsul, domnul Halalai, este și membru la CIFGA, de unde a mai încasat anul trecut încă 257.000 de lei. Domne, trebuie plătită. Eu să stea în birou să nu coboare la adunare. 52.000 de euro anul trecut. Deci una peste alta, veniturile sale sunt de 260.000 de euro pe an din aceste două funcții deținute în instituții ale statului român. Să mai spună cineva că nu se trăiește bine în statul român. Se trăiește. Colegii dânsului din CIFGA ăsta, care tot crește, iau 20% din venitul său ca președinte. Adică vreo 4.000 de euro lunar. Eu, oricum, mă bucur foarte mult că guvernul a decis să reducă deficitul bugetar, care este foarte mare, prin impozitarea suplimentară a economiei private, pentru că, odată, deficitul bugetar trebuie redus și bugetul trebuie echilibrat, și, doi, cineva trebuie, totuși, să și muncească și să plătească în țara asta. Nu fac toți. Bă, dar cine o face, să o facă cu responsabilitate. Adică, bă, dacă plătești taxe, ți-ai asumat că plătești taxe în țara asta și impozite. Păi atunci plătește, tată, nu te juca. Nu așa, știi? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.